ovako na ovu tu nekakvu zelenkastu bezu. Ako ste možda još malo jače od mene u struku, nemam pojma, preporučila da si kupite. Ima ovdje ovako isto lijepe kumbiće, ovdje crno i evo ga, mislim da je to fakat, mislim da je ovo tu super super, evo, meni se sviđa. I kad svaki put kad sam obukla se isto i drugima sviđalo. Evo vidite. Ovo je cijena. Da, totalno je. La tela súper buena, veo que es que esta tienda tiene una calidad muy 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 buena. Y bueno, la tienda estaba como dentro de AliExpress, pero creo que la han ampliado y la han hecho fuera porque está teniendo como mucho éxito. Y bueno, tiene bolsa salida de encaje y si no, me gusta cómo queda, le diré a mi madre que me dé aquí un puntillo para que no se me vean las tetis. Y nada, es de pantalón cortito también y bastante. Now this has got three-quarter length sleeves. It's this amazing mustard yellow color and Bine ați venit după cum vedeți, acest costum de training îmi este huge de mare, dar cumva am reușit să îl accesorizez, așa că mi-am pus o bandană de Tupac în cap, niște ochelari de soare, niște cercei rotunzi mari și there you go! Sunt toată gata să mă duc în... După cum vedeți, am făcut două variante ale acestei ținute, una fără geacă, pentru zilele, să zicem, călduroase și una cu geacă, pentru că aici în Anglia avem nevoie de geacă. Îmi place mult de tot cum arată, este o ținută destul de basic, adolescentină, destul de caracteristică mie, să spunem așa, însă îmi place foarte, foarte mult cum am combinat-o și eu zic că arată bine. Voi ce ziceți? But I feel that it will come back. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Oh. And it's just really pretty ruffly. Great to throw on just over a plain black tank or a bralette for a nighttime going out look. Maybe like a leather jacket on top. Just saying, I think it's really cute. Now, this is perfect to pair with a bodysuit maybe, or a crop top, just going